referitor la șefia Băncii Naționale. Doamna Maia Sandu, fostă dumneavoastră colegă, ar fi un bun guvernator, pentru că s-a speculat și numele ei. După mine, incontestabil, da. Dânsa are experiență de, chiar dacă n-a activat în sectorul bancar al Republicii Moldova, dar este un redutabil economist care a lucrat inclusiv și la oficiul Băncii Mondiale din Chișinău, dar înțeleg că ultima perioadă cât a fost la Washington a lucrat într-o poziție destul de înaltă la Fondul Monetar Internațional. Deci eu cred că dânsa cunoaște foarte bine toate elementele de gestiune financiară, sistem bancar, control, supraveghere, politici monetare, tot ce trebuie să cunoască un guvernator. Eu nu știu dacă ea vrea să fie guvernator, dar cel puțin ea a zis azi la emisiunea doamnei Morari. Ar candida la șefia statului dacă președintele ar fi ales de către popor.